Bună ziua doamnelor și domnilor de la Eminescu și, într-un fel, intimitatea secolului al XIX-lea, ar spune Ioana Cărbunescu. Iată-ne poposind în mijlocul intimității generației 27, cum ar spune teoreticianul generației 27, Dance Mihăilescu. Ioana Cărbunescu, Dance Mihăilescu, vă mulțumesc că sunteți cu editura Humanitas pentru lansarea unei cărți pe care aș numi-o deja carte cult, pentru că e o carte care din 91 încoace, de la prima ei ediție, cred că nu pe puțin dintre cititori, i-a despicat în două cu luciditatea scriiturii lui Jenny Acterian. Ar fi de spus dintr-un începutul lansării noastre că poate mai mult decât oricare altă carte apărută pe lume, acest jurnal al unei fete greu de mulțumit are cu adevărat, așa cum se spune, soarta lui. Au și cărțile soarta lor. În primul și în primul rând, trebuie să știți, aceia dintre dumneavoastră care nu știți, vorbim despre o carte care era cât pe ace să nu fie. Am fi putut să nu avem jurnalul unei fete greu de mulțumit, și asta pentru că, nu odată, în paginile pe care, în mod paradoxal, totuși le citim, Jenny Acterian spune că paginile ei, scrisul ei, sunt numai și numai pentru foc, e un jurnal intim, că trebuie distruse. S-a trecut însă și de astă dată, așa cum s-a mai trecut și în alte celebre rânduri, spun doar numele lui Kafka, peste voința autorului. Și fratele lui Jenny Acterian, Arșavir Acterian, e cel care s-a hămat la începutul anilor 80 la pregătirea manuscrisului, la selecția obligatoriu de făcut pe atunci, dată fiind cenzura, filelor, caietelor, carnetelor jurnalului lui Jenny Acterian. Al doilea lucru foarte important pe care trebuie să-l subliniez cu prilejul acestei lansări. Da, am spus, avem din 91 jurnalul lui Jenny Acterian, în 91 publicat cu un titlu schimbat din pricini pe care nu le discut aici, a apărut ca jurnalul unei ființe greu de mulțumit, dar și aceea, ediție Humanitas din 91, ca și ediția Ararat din 98 și o a doua ediție Humanitas din 2007, nu sunt ediții care să cuprindă integralitatea celor 28 de caiete Jenny Acterian, care constituie fondul Jenny Acterian. Vorbim așadar despre prima ediție integrală, o ediție îngrijită cu multă dragoste și cu enormă pricepere de domnul Scunteti, care semnează o excelentă prefață, face traducerile din franceză, engleză, notele, în redactarea încăi Lăcătuș. E, cred, cazul să vorbim despre un eveniment, pentru că ne întâlnim, în sfârșit, cu Jenny Acterian în atât cât se poate întregul ființei ei de fată greu de mulțumit. Ca prolog pentru ceea ce urmează să vă spună pe semne doi dintre cei mai împătimiți cititori de jurnale, Ioana Cărbunescu și Dance Mihăilescu, aleg să vă citesc câteva rânduri din Întoarcere în Bucureștiul Interbelic, doar cu gândul că vă dau un pic măsura atmosferei, care e atmosfera a mai bine de trei sferturi din jurnalul lui Jenny Acterian. Ultimul sfert e cel al pasului peste malul istoriei 45-44. Iată cum arată într-un splendid flash reușit de Ioana Cărbunescu vremea despre care scrie și în care trăiește Jenny Acterian. Anton Holban pe patul de spital cu câteva zile înainte de a muri, încercând să-și aranjeze o suplinire. Camil Petrescu dansând pe ascuns, cu picioarele pe sub masă, la eforie, repetând pașii ca să intre în ritm, înainte de a inveta pe cineva la dans. Rosetti zdrobit de durere la moartea lui Sebastian și punându-și imediat un imens portret al prietenului dispărut pe perete în fața biroului. Noica, avansând ideea ca tinerii care se pregătesc
să înființeze o revistă, să semneze numai cu cifre și Șuluțiu notând în jurnal identitatea numerică a fiecăruia dintre cei 15. Lovinescu, primind vizita lui Camil Petrescu cu scopul de a o vedea pe Monica, Monica Lovinescu, la un an. Barbu, la Mărcuța. Vina, luând droguri. Galaction, lăsându-se dus de mânii deloc monahicești. Șuluțiu, savurând parfumul pipărat, înțepător, al unei necunoscute la cinematograf. M-am îmbogățit cu mirosul unei femei frumoase. Jenii, acterian, închipuindu-și, la 20 de ani, anul 2000, când ar avea 84 de ani. Cum pe semne știți, Jenii nu a prins nici măcar 50 de ani, de apoi 80 de ani. Cu acest flash despre vremea, timpul în care a trăit Jenii Acterian, Ioana Vărbulescu. Mulțumesc mult! Mulțumesc, Lidia, că mi-ai amintit aceste lucruri. Și, într-adevăr, Jenii Acterian a trăit numai 42 de ani. Aș începe și eu, aș înnoda discursul meu de ceea ce a spus Lidia Bodea, și anume că este un eveniment editorial și țin înainte de orice să-l felicit pe domnul Sculteti aici de față că ne-a făcut să ne simțim bine citind această ediție perfect onestă, perfect profesionistă și de altminteri integrală. Asta este diferența față de edițiile anterioare. Aici avem toate pasajele care înainte fusese răscoase, aveți și facsimile cu scrisul lui Jenii Acterian, aveți imagini, aveți poze care de asemenea conturează atmosfera interbelică, în care Jenii nu iese neapărat totdeauna foarte bine, dar n-are importanță. Alexandru Paleologu spunea că l-are pe vino încoace. Trec de aceste lucruri și pentru că este vorba de o reeditare, chiar dacă una de excepție, aș vrea să punctez câteva dintre lucrurile care s-au discutat despre acest jurnal și să vă spun cum mi se par mie acum la recitire. Pentru că eu însă m-am scris despre acest jurnal în 1991, când a apărut prima dată. Din păcate nu am mai găsit articolul, era în contrapunct, pe vremea aia nu era scris pe computer și efectiv l-am pierdut, mi-ar fi plăcut să știu ce gândeam atunci. Vă spun însă ce gândesc acum. În primul rând, Jenii Acterian este, după părerea mea, nu este o excepție, face parte din generația ei, din generația interbelicilor, din generația lui Ionescu, lui Cioran, lui Eliade, deci o generație de excepție în orice caz, face parte firesc. Găsim și la ea tot ce găsim la ceilalți interbelici. În primul rând, dorința de a scrie jurnal. Am spus de mai multe ori că povestea asta cu jurnalul este semnul distinctiv al interbelicilor. Absolut toți au scris jurnal, până și cei care detestau jurnalul n-au rezistat ispitei de a scrie. Obsesia pentru Proust, pe care Jenii Acterian îl citește de la 17 ani deja. Apoi, obsesia pentru moarte a tuturor, de la Holban la Cioran, la Eugen Ionescu, erau obsedați de moarte. Nu e de mirare, pentru că ei trăiau mărginiți de un război uriaș, de o catastrofă istorică care tocmai trecuse și presimțeau deja catastrofa a doua, care se simțea de prin 1935 în orice caz. Așadar, nu e de mirare că sunt obsedați de moarte. În fine, cărțile, cititul la Fundația Carol, profesorul cu P mare, care era Nae Ionescu, Jenii e destul de cum să spun, lucidă și la adresa lui, ea nu se lasă îndoctrinată, îl admiră, dar totuși nu, cu destulă, așa zice Dan, eu am citit altfel. Concertele, cinematograful, teatrul,
toate acestea fac parte din atmosfera interbelică și în sensul acesta Jenny este un exponent al acestei atmosfere. S-a pus problema, adică foarte mulți au scris despre ea ca despre o ființă genială și a fost comparat jurnalul ei cu jurnalul Iuliei Hdeu. Citindu-l acum, mie nu mi se pare că este o ființă genială, dar nu o spun deloc minimalizându-i calitățile. Aș spune aproape că pe dos. Mi se pare mai important că nu este genială și este atât de bună și atât de specială. Mie mi se pare încă o dată un exponent perfect al epocii ei. Nu mi se pare că e înaintea epocii ei cum era Iulia Hdeu. Iulia era cu un pas, doi, înaintea mentalității fetelor din secolul XIX, pe când Jenny Acterian este în tonul pe care îl aveau tinerele din secolul 20, deci din perioada interbelică, cei drept, o persoană ultra-inteligentă, ultra-citită, dar nu aș considera-o ieșită din comun decât printr-o singură trăsătură și asta îmi place probabil cel mai mult la ea. Este probabil cea mai autentică ființă pe care am văzut-o într-un jurnal. Știm cu toții că jurnalele sunt ca autoportretele pictorilor în care ei își ajustează puțin imaginea, fie în bine, fie în rău. Unii, fiecare după firea lui, unii pictori se fac mai frumoși, alții se fac dimpotrivă mai urâți. Mă gândesc numai la Caravaggio, care se pictează în capul, capul tăiat al Sfântului Ioan, de exemplu, sau câți alții. Deci, pictorii se fac mai expresivi în autoportrete, pe când Jenny nu. Jenny, și cred că n-am avut niciodată senzația asta atât de puternică la un jurnal, că este scris într-adevăr pur și simplu așa cum a simțit, ci fără niciun fel de pretenție de estetizare. De aici imediat și povestea cu dacă era bine să fie publicat sau nu acest jurnal. Și la asta am revenit. Foarte multă vreme am cântărit povestea asta și chiar m-a obsedat. M-am gândit dacă avem dreptul să publicăm o carte pe care autorul ar fi destinat-o focului. Totuși, între timp m-am liniștit la capitolul ăsta din două motive. Una, pentru că ea spune la un moment dat în jurnal nu pot nici să-l ard, nici nu-mi vine să-l las. Deci era cam 50% pentru arderea lui și 50% pentru păstrarea lui. Faptul că nu l-a ars arată că el trebuia să rămână. Căci dacă ar fi vrut cu adevărat să nu fie, ar fi făcut ea ceva ca să-l ardă. Cred că Jenny ar fi foarte bucuroasă să vadă câtă lume o citește acum și înțelege mai bine interbelicul feminin prin prisma ei. În fine, încă un lucru mai vreau să spun, și anume că singurul lucru unde mi se pare un abuz în legătură cu posteritatea ei nu este deci cel legat de publicarea jurnalului, ci cel de al etichetei pe care a pus-o fratele ei pe ființa ei, și anume o fată greu de mulțumit. Nu mi se pare deloc că Jenny Acterian este neapărat mai greu de mulțumit ca alții. Mi se pare că o asemenea etichetă o limitează și ne face din start să nu o înțelegem. Conduce la malentendu-uri această etichetă. Și vă citesc numai un mic fragment ca să vedeți cât de nuanțată era Jenny, cât de specială în sensul, dacă pot să folosesc un paradox, în sensul obișnuit al cuvântului special, în interbel. 14 decembrie 1937.
Simt nevoia de ceva cald, portocaliu, ceva care să posede ceea ce îmi face dragă amintirea unei nopți de iarnă înzăpezite, pe care o vezi într-o cameră parfumată de bradul de Crăciun. Aș vrea o carte frumoasă, frumoasă, versuri. Aș vrea ceva nematerial, ceva ce nu există. Acel parfum al lucrurilor amintite care se sparge în realitate. Aș vrea să scap de realitate. Îmi țipă sufletul după o dragoste care să nu existe. E un poem, un adevărat poem. După o dragoste a cărei esență să fie amintirea unei dragoste. Cred că, de fapt, îmi țipă sufletul după Dumnezeu și moarte. Îmi țipă sufletul după moarte. Mă doare realitatea prea aspră, prea brutală. Mai degrabă sensibilă, Dan, decât greu de mulțumit. Nu-i tot una. E o ființă sensibilă. Se pare că Dan și cu mine am citit-o cu totul altfel pe Jenny, n-are nicio importanță. Asta tocmai arată că e o carte de citit. Aș vrea să-i îmbăinui în dragostea aceea, să li se șteargă contururile, să li se înmoaie materia. Aș vrea să mă topesc în Dumnezeu. În momentul în care citești un asemenea fragment, mie mi se pare că e o nuanță extraordinară, un miez al ființei lui Jenny Acterian aici. O să închei spunându-vă că, indiferent că Jenny Acterian este o ființă greu de mulțumit sau ușor de mulțumit, depinde cum veți citi această carte, cititorul este ușor de mulțumit atunci când citește acest jurnal. Va fi un cititor mulțumit după încheierea lecturii. Vă mulțumesc! Mulțumim, Ioana Turulescu, după cum vedeți, între alte calități ale lansărilor Humanitas, lansările noastre au și pe aceea de a fi mici polemici, polemici care de fapt nu fac decât să spună că vorbim despre cărți care merită din plin citite. Dance Mihăilescu. Bine v-am regăsit. Înainte de orice, mi s-a spus să stau mai departe de microfon, ca să nu fie efecte de microfonie. Poate v-ați întrebat cu toții cum m-am întrebat și eu ce caută aceste trei scaune aici, dați fiindcă noi nu ne-am așezat pe ele. Și mi s-a părut ceva extraordinar, așa cum se păstra la grecii vechi un scaun pentru Deus Ignotus, pentru zeul necunoscut în Panteon, că nu se știe când se iubește un zeu nou. Îmi place să văd aici duhurile acestor trei frați extraordinari, trei armeni, un amestec sublim de senzualitate și luciditate, de activism și de metafizică, niște bon viveuri care aveau un stil de viață incandescent, exuberant, Haig Acterian, Arșavir Acterian și Jenny Acterian, de fapt Jenny Acterian între cei doi frați, care erau și modele și iubiți într-un fel și toți erau exact acest amestec, o plămadă extraordinară de umanitate, de autenticitate, de dorință de cultură, de iubire de natură, de senzualism și de raționalitate. Sper că n-ai luat locul lui Haig Acterian. Haig, știți bine că a murit la cotul Domnului ca legionar, Arșavie era supărat pe el că n-avea nicio treabă cu legionarismul, dar Marieta Sadova, soția lui, fosta soția lui Ion Marin Sadoveanu, l-a pus să devină directorul Teatrului Național ca să joace ea cât mai mult și l-au prins cu pistolul la rebeliune pe teatru și am murit în rândul întâi în război. Revin acum. Eu sunt un admirator extraordinar al lui Jenny și spre deosebire de Ioana Pârvulescu, știu foarte bine ce a scris acum 24 de ani despre ea și îmi pare foarte rău, îmi fac mea cu culpa atunci, recunosc. Pentru noi acum 24 de ani, Jenny era pur și simplu o hârtie de turnesol perfectă pentru decriptarea generației 27. Eu când am aflat că ea era singurul frate geamăn pentru sufletul lui Emil Cioran, singurul om care i-a scris lui Cioran, care i-a spus că Lacrimi și Sfinți este cea mai creștină carte din estul Europei, o carte pentru care mama lui Cioran l-a blestemat
pentru blasfemia extraordinară. Cioran s-a luptat cu Dumnezeu ca un Lucifer, tocmai prin asta, consfințindu-i, există tensia, nu? Genii era sufletul geamănă lui Cioran. Asta știam eu, asta spun ei în scrisori. Avea aceeași luciditate morbidă. Cioran îi spune, ești bolnavă de virginitate și de luciditate. Genii își păstrează cu o fervoare nebună virginitatea până spre 28 de ani, când o dăruiește lui Sânduc Dragomir și are un eșec erotic monumental. Acum, deci, am fost de acord și sunt de acord și subliniez cu ce a spus Ioana Pârvulescu, aveți în față cel mai autentic jurnal din toată literatura diaristică românească. Nimeni nu-și mai pune ființa, măruntaiele, nicio fecioară de 17 ani nu mai vine cu această sfântă impudoare să spună că arg cearceafurile sub ea noaptea de dragoste, vreau să iubesc, vreau să fiu iubită, își etalează disponibilitatea erotică într-un mod dumnezeiesc. Acum, după 25 de ani, nu mai este numai fata care îl lua pe Emil Bota și se mira, cine fi soția asta Olimpia, că proastă e, dragă, idiotă, scrie în jurnal. Emil Bota, care era un seducător nebun, era o nebunie de bărbat, cum a luat-o pe... Așa, bun. Era prietena lui Haig, era prietena lui Cioran, discuta cu Eugen Ionescu despre absolut. Ionescu încă de pe atunci o întreba, de ce nu putem să credem în Dumnezeu? De ce trebuie să murim? Dar dacă tot murim, de ce mai trăim? Asta gândeau ei la 17-18 ani. Deci își etalează prieteniile de acest gen. Cu Sorana Țopa, luciditatea ei nu lasă să se ducă cu mințile în paranormalul lui Madame Blavatsky, cum era dusă Sorana Țopa, dar o înțelege foarte bine. Prietenie superbă cu Alice Botez, o femeie ciudată care aici însă, prietenă, dar scrie, suferă de mania persecuției, dragă, e nenorocire și are prea multă logică, prea multă filozofie. Prietenă cu Clodi Bertola, prietenă apoi cu Liviu Ciulei, tânărul cu care va face chiar regie. Deci, după 24 de ani, nu mai este numai omul care filtrează perfect toate personajele generației 27, cu Nae Ionescu în cap, este pentru mine acum la relectură cel mai frumos și mai eficient filtru pentru personajul romanului românesc interbelic. Orice om de 18-20 de ani vrea să vadă din ce plămadă erau, de unde își luau romancierii de atunci personajele, să citească acest jurnal în care genii are în ea personaje din Rebreanu, din Camil Petrescu, din Cezar Petrescu, din Cela Serghi, din Alice Botez, după aia din Mihail Sebastian, din Femei în mod sigur, toate romanele lui Eliade, cele din partea realistă, au personaje genii înăuntru lor, deci este un filtru nu numai pentru generația lui Cioran, ci și pentru romanul interbelic. În al treilea rând, este un exemplu extraordinar de formativitate pentru dumneavoastră, domnișoarelor și doamnelor, dintre 17 și 27-30 de ani. Am făcut o operație un pic mazochistă, dar mi-a plăcut enorm să înregistrez rând pe rând toți autorii pe care îi citește. În 10 ani are peste 75 de autori, în afară de filozofia pe care o înghite pentru facultate, Platon, Aristotel, Spinoza, etc., în afară de multele romane de mâna a doua, cum era, în afară de romane polițiste, nu se sfiește să spună că citește, are, mă citesc la întâmplare, Valéry, Musset, Virginia Woolf, Baudelaire, Pascal, Zweig, Gorki, Faulkner, Unamuno, George Sand, Rilke, Hamsun, Chekhov, Dostoevski, Bernanos, Romain Rolland, Anunzio, Proust, Nietzsche, Moroa, Anatole France, Poe, Wells, Huxley, Byron, Bunin, T.H. Lawrence, Gide, Barrès, Roger, Martin Dugard și, cum ar spune Monica Lovinescu, Ejampas. Deci aveți, dintr-o dată, cea mai crudă, mai sinceră, cum spunea Ioana, cea mai autentică autoexpunere, nu e numai mon cœur mis à nu, este mon corps mis à nu.
femeia aceasta își face disecția, își face un fel de, de nu harakiri, dar are un, un ecorșeu în care eu nu văd, cum spune Ioana, adică văd și setea de absolut, setea de Dumnezeu, dar în pasajul citat de tine, Adi Neauri, erau vreo patru condiționali optative. Aș vrea, aș vrea, aș vrea, ar vrea Dumnezeu, ar vrea iubire, dar nu găsește niciun bărbat demn de ea. Toți puștani ăștia acneici, ce să faci cu ei, dragă? Singur om deștept din România, spunea, e Nae Ionescu, pe care îl adoră ca pe un frate, ca pe un amant, ca pe un zeu, ca pe un Dumnezeu. Aici sunt mult mai multe pagini pro-Nae decât în variantele celelalte. În schimb, nu aderă deloc la legionarism. La rebeliune, Arșavir pleacă de acasă, nebun, în zori, Haig nici nu mai dă pe acasă, e cu Marieta în vâltoare. Ea notetează în jurnal că a fost la film, că a citit ce-o fi cu băieții ăștia, ce i-a apucat. Pentru ea, nu astea erau lucrurile mari. Își proiecta toată carnalitatea, din cât era mai viscerală setea de eros la ea, din atâta o proiecta ca o tramburină înspre spiritul mare, înspre ideile mari, înspre Dumnezeu. Și vă spun, nu se înțelege decât cu Cioran, care are aceeași formă de nebunie, aceeași plăcere de a da cu ăștia în gardul planetei. Ar fi fost un cuplu, nu, dar niște frați foarte, foarte buni. Mai multe nu pot să vă spun, mai avem 5 minute, 7, o las pe Lidia să încheie. Eu întotdeauna prefer să suplinez prin gestică și patetism lipsa de rigoare și de precizie. Dar greu de mulțumit era, pentru că nu-și găsea mulțumirea nicăieri, niciodată n-a fost încântată, superea. Este o femeie, nu, o femeie de o carnalitate și de o senzualitate divină. Arșavir, în casa căruia am fost de zeci de ori în piața Dorobanți, și era un armean care știa ce înseamnă dulciurile și aveam niște tăvi cu jofre și mascote, dar le știu și acum. Ia dragă, ia dragă, spunea el luând una câte una. Arșavir mi-a spus că era de un senzualism nebun. Sora mea putea să aibă pe oricine voia ea. Era adorabilă. Ce scria în jurnal? Sunt urâtă ca dracu, am 67 de kilograme, toată ziua aș mânca. Dar el își admiră pe Mircea Vulcănescu, care termina 20 de savarine dintr-o dată. Deci aveți autentic, aveți viață vie și oameni care efectiv nu se mai pot naște, din păcate, din textura noastră nisipicioasă de astăzi. Vă mulțumesc! Aș adăuga doar un singur lucru. Dacă acest jurnal ar fi fost, cum de fapt și-l intitulase Jenny, jurnal intim, dacă ar fi apărut sub acest aspect, nu cred că lumea s-ar fi orientat spre nemulțumirile ei. Nu era deloc mai greu de mulțumit decât toată generația din care făcea parte. Toți ceilalți, și Cioran, și Eugen Ionescu, și oricare dintre tinerii interbelici, aveau această nemulțumire în ei. Deci nu zic că era o femeie mulțumită. În sensul ăsta sunt de acord cu Dance Mihăilescu. Dar nu cred că era mai greu de mulțumit dacă oamenii s-ar fi purtat normal cu ea. Cred că ar fi fost foarte ușor de mulțumit. Da, mulțumesc Ioana Pârnulescu, mulțumesc Dance Mihăilescu. Să nu ratați, cei care încă nu știți, splendidul portret pe care îl face Dance Mihăilescu lui Jenny Acterian în Castelul Biblioteca Pușcăria. Veți găsi acolo inclusiv amintita scrisoarea lui Cioran către Jenny. Doar câteva precizări tehnice la final. Vreau să completez lista mulțumirilor dinspre noi cu numele lui Fabian Anton și cu numele Arhivelor Naționale, fără de care n-am fi avut acces la aceste splendide fotografii care și ele completează ediția integrală a jurnalului lui Jenny Acterian. Și cred că cumva dinspre domnul Fabian Anton am mai primit o fotografie, cred că este soțul lui Jenny Acterian, deci s-ar putea să avem parte de o a doua ediție a ediției integrale cu încă și mai multe fotografii.
până atunci, bucurați-vă de jurnalul unei fete, veți hotărâ dumneavoastră, greu sau ușor de mulțumit, noi v-am prezentat un jurnal intim. Mulțumesc!